Мишто сан румали, ту мечени ганда минди, андла ром, лиману шоге сабаро, садеек, килободини геля, скрисар не пуеми, хайдисино сарди. А я сами саманду ателиру кау Георгия Лисице, ка прими сардауами, сарпестик хари. Да че я цинчу пуца пиктац? Ну, штю, тим драгусти де пикта, мя блоку та стадими купил. Лану и сатан, сандина зона теленешти. На фос школу де пиктуру. Ще колу... Я вос моей грёвка нам дата актилила куледжу пламодяла. Мне требуи де патрурка с инчерк, с инчерка с мо примяскова. Че не вален фамилия дня вастра пиктяза? Со пати сунтез не фамилия артист? Ну, штю... Татал мел аричева. Да, ну, ари школа, ну, ари, да, раша, один пропри инициатива. Фачи Карева пиктуры, маймут кулемну сю купоку. Интуески ука дела дэнсу ситранжи тата. Ел канерами кот, ел малуаку дэнсу ла пиктат бисерич. Я вам целес к тату дня вастре есть профессор ла школа, профессор де арта, пластика, да? Да, ел есть директор де школы, ансату ностру с хулычань. Ши пилангаста предащи артили пластич. Aveți o colecție de tablouri cu tematica romă. De ce anume ați ales subiectul rom? Dați vorbim de academie. Au fost mulți profesori, vreo 3-4, pentru mine sunt foarte mulți. Am făcut cunoștință cu profesorul Anatol Ghempu. Și având posibilitatea să mergem împreună la studii în România, la Sibiu, pur și simplu la studii în plener. Mergând așa prin sate, am văzut romii ăștia. Cum ei merg, mai ales țigancile astea cu hainele lor roșii, cu toate traistele astea. Și m-a frapat. Dar eram în prag de licență și îmi trebuia o temă foarte serioasă, încă nu era decisă. De moment când ne-am văzut, am zis că asta e tema mea. Cred că știți că romii sunt de diferite grupuri, da? Grupuri, etnice. Da. Dumneavoastră, în ce grup etnic ați fost? Numai, în mare parte ei se ocupau cu ferărit, adică ferari. Dar acum, de la un timp încoace, ei s-au stabilit deja în sate, dar cu tot pictând bătrânii pe acolo, ei îmi povesteau de părinți, de bunei, cum ei erau pe iarnă de pilă, se opreau sub tău pădure sau lângă un sătuc, în corturi. Femeile îndeosebi se ocupau cu țesutul. În timp de iarnă, primăvară, tot lucrul ăsta îl realizau. Andalescu căr a mea de clean, budula de cle, că e suie năslele romnea. Ochii de avle căr căristar, hai păstrolile s-ar sumna cai. Pașul gădala de cle, mai era clean bud buchea puricane, andinien de România. Я în stoc, undeva în casă, toate hainele lăsate de la părinți. Și careva modele eu rugam ca să fie îmbrăcate din hainele astea toate. Ei locuiesc într-o mahala și am cam vreo 10 case așa. Și început să lucrez din familie în familie, tot fiindcă sunt diferite tipajuri, diferiți copilași. Le-am adus fotografii, le-am adus daruri diferite, numai ca să găsesc decât o limbă comună. Par niște oameni răi la prima vedere, dar pe urmă, dacă ești primit de dânsii, atunci deja ai șansă ca să lucrezi. Par răi până când nu le cunoști. Și ei nu te cunosc. S-a ajuns la așa situație că s-a început certul ăsta cu cuțitul la mine să mă junghie. Păi, nu știu. V-ați îndrăgostit de un țigancu, așa cred. Probabil. Așa e. Mi s-a părut loc. Toată noaptea am stat, m-am gândit și am îndrăznit și m-am dus a 20 dimineață iar. Dar m-am dus deja la alte familii. Am ajuns la o familie foarte blândă, mă servești cu cafea.
Жиканада сасдума амя пашей миссели, мишутем самаку Георгий Хеучаю, тодявлес романес. Женентуме, Захару анди кучини толпи, отходя о Захару гелигулимата пашей кучи, кафисау ти толпес квастеса. Амукрата кола, фамилия ставрзечи зиль, шидежа тоц роми, он чеп смяду кокопи, бетрени, хайк юам, шимама, шибуника, ши цпоза за тоц. Тирау ситуации, когда платям купила шоста статья, ампуза зечи минуте. Дентри карьера конвини тим касфи макар жуматати диор. Сискула седуча, я окужвин. Гата, но мои вез. Шум филоста, шум мульти студии не терминати. О Георгий сыкадео мега писк схеми, кади сун сардавил крионоса. Паласо, гадл схеми, а что сардели стикарил лидесену рябари. Să continuăm tema care am început-o. Dumneavoastră, acum, la ce lucrați? Ce avem în spate? Oară mai mult am lucrat la desen, nu numai pe tematica romilor, mai multe, dar la moment desenul ăsta îl continui. Și așa o compoziție care este așa, format dintr-un grup de romi. Așa cum i-am văzut eu în curtea lor. Din colecția Roma, care este lucrarea dumneavoastră preferată? Cred că diploma, fiindcă undeva sunt mulțumit de ea. Adică văd mai bine lucru cum ar putea fi, poate mai multă dinamică, mai multă culoare, formă. Asta este tot materialul de lucru care a fost cules din natură pentru lucrarea de licență. Care sunt detaliile din viața cotidiană a romilor care v-au atras atenția? Tot. Cam deosebit ceea ce era expus pe pereți, prin pe pereții din interiorul casei, prin exteriorul, din ogradă, din... Încercam, evident că totul s-a reușit după timpul care l-am avut, fiindcă mult mai multe trebuiau pictate, dar ceea ce am reușit, am careva hamuri de cai, careva căruțe. Mi-au plăcut îndeosebit târgurile organizate de ei, romi între romi. Romii între romi, adică veneau din diferite regiuni și veneau și români care să procure cai sau să schimbe, dar mai mult se punea accentul ăsta pe schimbul de cai. Ei sunt foarte pasionați de cai, au câte 5-6 cai, practic fiecare familie. Și este aș putea zice că este o tradiție care deja este de mulți ani la Danși. Și sunt niște cai foarte, de o rasă foarte mare, de cai de ăștia de munți, că de o minune să-i vezi. Ce m-a impresionat mult? Multă aglomerație, multă pe un stadion, atâta mișcare și atâta viață n-am mai văzut. Fisa o gospodar romano, anel po târgu pescă grăsten, tisăcăele sau rângă. Gădaoasă vărbălimosă mai barule romesco, le schilauda. Le romnea le fuștența în doforu, le prom le căruțendi,
Сели эпизодуре шукар полтырку одесину сардевли пискавестеса, хай сукадевли лиману шенге пыли экспозиции. Я мя сама санди амбасада булгариска, хай энду центру культура корусиска, кай сас лиска экспозиция.